Festivitatea de premieră a concursului de interpretare și creație literară Mihai Eminescu a avut loc astăzi, 13 ianuarie 2023, la sediul organizatorului acestuia, respectiv Primăria Municipiului Călăraș. Aflată la prima ediție, competiția s-a desfășurat în perioada 29 noiembrie 2022, 12 ianuarie 2023 și a fost adresată elevilor din școlile gimnaziale și liceale ale municipiului. Concursul s-a derulat și prin sprijinul nemijlocit al profesoarei de limba română Stella Angel. Curat de inițiativa domnului primar Marius Dulce, pentru că mi s-a părut extraordinar de frumos că inițiativa aparținându-i dânsului, am văzut cât de preocupat este de aspectul cultural al orașului și în special de cei care aveți această vârstă. Și pentru că este un om al faptelor, așa cum l-am cunoscut și mă bucur pentru asta, aș vrea să-i dau cuvântul să vă spună câte ceva. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur că ați avut drăgazul de a participa la acest concurs. Dar vreau să spun că doamna profesor, doamna Stella Angel, m-a ridicat așa, dar fără dânsa, fără Octavian Tavi Căzu, nu puteam să facem acest lucru, fără Vlad, fără toată echipa mea, cu DPDL-ul, cu doamna director, nu puteam să facem acest eveniment pentru că nu ne așteptam să fiți așa de mulți iubitori de poezie, de proză și atunci a trebuit să ne mobilizăm și să venim în întâmpinarea voastră și pentru a omagia cu două zile mai devreme pe iubitul nostru poet, geniul nostru al poeziei, Mihai Eminescu, este bine că ați vrut să-l omagiem împreună pentru că nu sunt puține lucrări, sunt 58 de lucrări, ceea ce spune mult, ceea ce spune mult despre voi. Asta înseamnă că avem un viitor asigurat de voi pentru că vă place literatura, poezia. Această activitate culturală pe care domnul primar ne-a adus înaintea ochilor minții noastre are ca scop, să zic eu, aducerea aminte și păstrarea memoriei vii în mintea și în inima noastră despre ce a fost Eminescu și permiteți-mi să vorbesc și despre prezent, ce este Eminescu. Felicitări, un poet cu premiul 3, se cheamă Filip Ionuț Andrei. Să scrii poezii de dragoste când te-ai îndrăgostit, da? Ai grijă. Premiul al doilea, Tonciu Maria Ștefania. De două ori am citit cele trei poezii înscrise în concurs și citeam poezia și zic, uite ce poezie de dragoste a scris, uite, și la final, deci m-a păcălit cu dublul discurs și la final era toamna iubirea ei. Vreau ca această ființă, căreia noi toți i-am dat premiul 3, să ne spună aici dacă vrea mai departe să fie poetă și să ne amintească și pe noi că am însemnat ceva în viața ei. Mulțumesc atât celor care mi-au jurizat lucrurile și care au considerat că sunt demnă de acest premiu. Să vă spun mulțumesc și celorlalți competitori care mi-au umplut inima de bucurie și cu faptul că sunt atât de pasionați de lectură, de poezie. Eu sunt clasa a 12-a și, deși pe viitor am intenția să scriu și mai mult și să public, cred că cariera mea se va îndrepta spre un alt domeniu, spre științele mele. Cu toate acestea, poezia rămâne pentru mine simbolul că toate sentimentele care nu pot fi exprimate își vor găsi la un moment dat locul în paginile unor cărți. Domnul primar v-a văzut eseurile, va evalua și dânsul îi lasă să înmâneze premiul. 3. Locul 3 se acordă elevului Mihai Cosmin Robert.
avem în bolse acordul elevei Corseti Serena. Iar premiul 1 se acordă elevei Popa Evelina Maria. Pentru proză, domnul primar, vă rog să le mânați dumneavoastră. Premiul 3 se acordă elevei Lila Andreea. Premiul 2 se acordă elevei Cojocaru Andreea. Și premiul 1, Hițoie Alexandru. Și acum începem din nou cu premiul 3. Se acordă elevei Tănase Valeria. Premiul 2 se acordă elevei Ion Bianca. Premiul 1 se acordă elevei Pascu Sara.